Ați punctat ceva foarte important din punctul meu de vedere. Ați spus că școala poate nu ne pregătește pentru viață. Cum așa, da. Poate avem niște așteptări, plecăm cu niște așteptări din școală și realitatea ne arată că, de fapt, situația este alta. Cum vedeți dumneavoastră acum sistemul de învățământ din România? Așa, cu bune și cu rele, ne pregătește într-adevăr pentru... Sistemul a fost de foarte multe ori schimbat, nu are niște scopuri foarte clare. Observăm în ultimul timp o goană și o luptă pentru politizarea învățământului, pentru schimbarea managerilor, directorilor. Eu cred că învățământul trebuie privit ca un, deci trebuie gândit pe o perioadă mai mare de timp. Sigur, fiecare ministru crede că deține adevărul, vine mai dă trei schimbări, mai scrie două manuale, mai aduce. Se întâmplă, da. Cred că lucrurile trebuie făcute altfel. Și în alte domenii, dar mai ales pe învățământ. Învățământul este, sau efectele învățământului de azi o să le vedem peste 30 de ani. E foarte greu să evaluăm și de aceea de multe ori au trecut anumite schimbări, au fost trecute cu vederea ușor, pentru că efectele nu s-au văzut pe loc. Au fost anumite vârful de iceberg văzute pe loc, dar efectele majore le vom vedea în timp. Ce se face azi în școală ne va conduce către generația care va fi importantă în România peste 30 de ani. Cei care ne vor plăti pensiile, ne vor opera, ne vor deja vedem câteva efecte ale școlii, ale sistemului de învățământ, în probabilitatea de la BAC, în rezultatele pe care le obțin la evaluarea națională. Vedem analfabetismul funcțional. Faptul că mulți vedem, nu ajung, din păcate, da, și aflăm asta de la Ministrul Educației, nu ajung să dea examenul de maturitate, mă refer aici, vedem la bacalaureat. O lipsa noțiunilor, o lipsa informațiilor pe care le-ar putea acumula în școală, dar vedem și, mai grav spun eu, analfabet funcțional. Copii care citesc și nu înțeleg ce citesc, care au anumite noțiuni pe care nu le înțeleg. E aproape mai greu, pentru că acele noțiuni nu le folosesc la nimic. Eventual poți să-i ajute să ia un examen, să răspundă, să bifeze niște răspunsuri, dar în viață nu-i vor ajuta. Acum, sigur, în epoca de astăzi, ai acces mai ușor la informații. Multe cărți sunt cumva puse online și poți să ajungi, adică nu trebuie să ții minte atât de multe lucruri, așa cum trebuia să știm noi acum 30 de ani sau înaintea și noștri acum 100 de ani. Trebuia să fi trecut prin ele deja ca să le ai acces la ele, să le ai undeva în memorie. Acum poți să cauți. Deci e mult mai ușor, într-adevăr, da, să obții o informație. E mult mai ușor, dar atenție! Da. Deja internetul sau online-ul are și dezavantaje, pentru că nu mai știi să decelezi informațiile. Poți să găsești informații greșite pe internet. Și avem foarte multe persoane care își au anumite, văd anumite lucruri pe internet și le iau de bune. De la știri false, că ne vin cu toții și oamenii care dumneavoastră care muncesc să facă jurnalist de calitate, au o problemă, pentru că sunt puși în aceeași oală de multe ori cu cei care aruncă bombe de presă false, neverificate și bulversează cititorii, nu mai știi. La fel și în zona științifică, găsești tot felul de teorii, contradictorii. Poate ar trebui o educație și pe exact, această temă. Trebuie niște surse credibile. Pentru că cum ne alegem sursele? Când eram noi mici, informare, dacă scria ceva într-o carte sau în ziar, avea un mare grad de credibilitate. Deci se mai strecureau erori. Dar nu, adică, acum nu poți spune egal. Internetul e pentru toată lumea și e la liber. Da. Și s-a creat o superficializare mondială. Adică lumea citește în diagonală de multe ori, nici măcar cu atenție, un text și după aia îți dă și sfaturi, îți explică despre ce e vorba. Adică suntem bombardați de foarte multe informații și trebuie să alegem lucrurile bune de acolo. Deci, din această perspectivă, învățământul trebuie reformat și trebuie integrată partea online, sigur, adică trebuie să fie folosită, trebuie să folosim, dacă vrei, și aceste device-uri, telefoane. O să intru, îmi cer scuze, să dau live și pe profilul meu, dacă tot vorbim sigur, de acest subiect. Este important, telefoanele, tabletele trebuie folosite, calculatoarele, la lucruri utile. Nu vedeți că 99% se folosesc la
lucruri inutile la... Ce scuze că... Din păcate nu avem într-adevăr o educație și în sensul acesta. A apărut foarte mult, s-a propagat în spațiul public foarte multe, s-au propagat foarte multe fake news-uri și din păcate ne este greu să discernem ceea ce este bine, ceea ce este rău, mai ales atunci când ești copil și... Și adult, să știți că... Și adult, exact, dar iarăși, mai ales când ești copil. Rețelele sociale au un rol, sigur, foarte bun de a ține contact cu prietenii, cu cunoscuții, de a comunica pentru noi politicienii, ce am făcut adineori, am dat un share pe profilul meu acestui frumos interviu, dar prin anonimizare și prin faptul că oamenii se ascund în spatele unui device, scoate de multe ori lucrurile, adică oameni care înjură, care vorbesc urât, care se simt mult mai safe în spatele telefonului sau calculatorului și scot lucruri rele. Vorbeam ieri la o emisiune despre violența, care este din ce în ce mai prezentă în spațiu, pe stradă, sunt bătăi. Să zic că limbajul urât, amenințările, minciune, sunt primul pas pentru violență. Deci, dacă tolerăm în societate astfel de limbaj, și am văzut și meeting-uri și tot felul de politicieni care îi instigă la acest limbaj violent, acestea sunt pași premergători violenței fizice.